Se naște o nouă zi în România. Este un nou început plin de speranță. Azi, copiii sunt mai fericiți pentru că merg la școli și grădinițe proaspăt renovate. Profesorii primesc salarii mai mari. Sunt mai dedicați și mai hotărâți ca niciodată să ofere copiilor noștri o educație mai bună. Azi, medicii se întorc acasă să ofere românilor cele mai bune tratamente, pentru că salariile lor s-au dublat. Astăzi, subvențiile pentru agricultură se dau la timp. Avem 8 miliarde de euro de la Fondul European de Garantare Agricolă. Azi au fost reabilitați 1600 de kilometri de canale de irigații, iar suprafața irigabilă a României va ajunge în curând la 2 milioane de hectare. Astăzi, sute de mii de pensionari au șansa unei vieți mai bune pentru că pensiile lor au crescut. Astăzi se nasc noi afaceri în urma proiectului Startup Nation. Și fiecare dintre aceste afaceri ajută economia românească să crească. Astăzi, mii de cupluri încep o nouă viață pentru că au încredere în ziua de mâine, pentru că au un loc de muncă stabil și primesc salarii decente. Azi creștem și suntem mai puternici în Europa. Astăzi e o nouă zi pentru România. Să fim mândri că suntem români. O zi în care românii aleg să trimită la Bruxelles patrioți care să le susțină cauza și să le spună povestea. Domnilor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii 33 pentru Europa. În această seară, alături de mine, doamna Natalia Intotero, ministru pentru românii de pretutindeni, și domnul Cristian Terheș. Ambii sunt candidați PSD la alegerile europarlamentare din 26 mai. Doamna Intotero, bună seara. Domnule Terheș, bună seara. Bine ați venit. Bună seara. Bine v-am regăsit. Bună seara. Doamnă ministru, sunteți într-un contact permanent cu românii din diaspora, cu românii din străinătate, românii despre care spunea într-o altă emisiune și domnul Terheș că s-ar întoarce în țară dacă ar avea la ce să se întoarcă. Care sunt problemele cu care se confruntă românii din străinătate? În primul rând, aș vrea să spun foarte clar, plecarea atâtor milioane de români din țara noastră înseamnă o mare pierdere pentru România. PSD nu este partidul care i-a îndemnat pe români să plece în afara granițelor în vederea găsirii unui trai mai bun. Bineînțeles că nu putem generaliza. Din cei aproximativ 10 milioane de români cât sunt în afara granițelor, dintre care 4 milioane etnici din comunitățile istorice jurul granițelor și nu numai diferența reprezentând diaspora, nu putem să spunem că toți au plecat cu dorința de a reveni în țară. Sunt unii care... 10 milioane, aceasta este cifra oficială, estimativă, nu? Da, estimativă. Pentru că sunt foarte mulți care sunt plecați, dar nu figurează nicăieri, au încă domiciliul în România. Nu există această obligativitate. Și sunt unii care, mă rog, și-au ales, dau un exemplu, ca o primă țară de destinație, Spania, apoi din cauza crizei economice în Spania la un moment dat s-au retras spre nord, spre Marea Britanie sau alte țări și apar chiar înregistrați în două misiuni, deci avem și astfel de cazuri. De aceea vorbim de un număr estimativ. Deci foarte important, foarte mulți cetățeni români își doresc să se întoarcă acasă. Rolul Ministerului Românilor de Pretutindeni, rolul principal, este acela de a păstra identitatea românească pretutindeni în lume, factor care ar contribui și la reîntoarcerea acasă. Și mă gândesc la sutele de mii de copii născuți în afara granițelor. Cât este de important ca aceștia să beneficieze de un curs în limba română sau să beneficieze de o bibliotecă dotată cu carte în limba română sau suporturi didactice. De aceea educația este prioritatea principală
în cadrul Ministerului. Apoi, evenimentele culturale, susținerea mass mediei în limba română pretutindeni în lume, factor foarte important pentru informarea cetățenilor și, nu în ultimul rând, foarte important, susținerea cultelor. Pentru că în afara granițelor avem a doua Românie. Românii noștri sunt oameni faini, cum spunem noi, ardelenii, harnici, cinstiți, foarte respectați în țările unde ei au ales să trăiască, să muncească, și acest lucru vă spun din partea autorităților centrale, locale cu care m-am întâlnit, care îmi spuneau: eu știu că dumneavoastră vreți să-i aduceți acasă, dar plecarea lor de aici pentru noi înseamnă o mare pierdere. Pentru că sunt foarte harnici și sunt apreciați acolo unde muncesc, da. Marea lor majoritate. Deci vorbesc limba română, se roagă în limba română, bisericile sâmbătă, duminică, în funcție de cult, sunt pline de români, marea majoritate îmbrăcați în portul popular din zonele de unde vin. Foarte important, marea majoritate îmi spuneau, primul lucru pe care îl facem dimineața la cafea, citim știrile din zona de unde suntem, apoi urmărim știrile de la nivel național. Deci ei sunt conectați cu tot ceea ce se întâmplă în România. Și aici, un element foarte important pentru întoarcerea acasă este transmiterea informației corecte. Pentru că multe din informațiile pe care ei le citesc, fie că vorbim de mediul online sau din partea mass media, mulți dintre ei au acces chiar la programele TV din, da, România. Nu întotdeauna sunt informațiile exacte. Și în acest sens eu am încurajat primarii, președinții consiliilor județene, de a transmite tot ceea ce ei au realizat în zona păstorită de aceștia, pentru ca ei să fie interesați de întoarcerea acasă. Pe lângă aceste aspecte aș da exemplu legea salarizării unitare. Prin intermediul acestei legi, foarte mulți medici și nu numai medici s-au întors acasă, dar nu doar salariile mai bine plătite contribuie la întoarcerea acasă, ci și infrastructura. Și în acest sens, în 2019, Guvernul României a declarat ca prioritate investițiile în infrastructură. Drumuri, autostrăzi, apă, canalizare, spitale. Bugetul sănătății pe 2019 are cel mai mare buget din ultimii 30 de ani. Și-au manifestat, deci, românii cu care a stat de vorbă această dorință de a se întoarce acasă în anumite condiții? Foarte mulți cetățeni români, și vreau să vă spun că numărul celor care se întorc acasă este în creștere de la o zi la alta. Aceste date noastre le puteți lua și de la Inspectoratul Școlar Județean pentru a vedea câte familii cu copii s-au întors acasă. Și aș mai da exemplu Startup Nation, două programe cu finanțare europeană, Startup Nation dedicată atât românilor din țară cât și românilor din afara granițelor privind susținerea întoarcerii acasă, și Diaspora Startup, de data aceasta acest proiect este dedicat doar românilor din afara granițelor. Sunt câteva măsuri, bursa locurilor de muncă, pentru că la ora actuală România se confruntă cu un deficit al forței de muncă. Da, suntem primitori pentru toți cei care vor să vină să muncească în România din țările din Uniunea Europeană, din afara Uniunii Europene, dar în primul rând trebuie să ne gândim la românii noștri care la un moment dat nu de bine au plecat și unii dintre ei și-au lăsat acasă copiii. Conform Institutului Național de Statistică, avem undeva la 100.000 de copii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Sunt crescuți de bunici sau de mătuși. E foarte important, repet, ca informația exactă să ajungă la ei. Și am să mai dau un exemplu și cu aceasta închei. Am, cu ocazia președinției Consiliului Uniunii Europene, am avut foarte mulți oficiali veniți pentru prima dată în România. Toți au fost încântați de România, încântați de români, și spuneau: dar nu este România care o vedem noi pe anumite canale la în țările de unde venim? Nu numai că s-au reîntors, au spus că vor să vină și în vacanță cu familiile, pentru că România reprezintă siguranță. Românii sunt ospitalieri, e o țară superbă. Și de aceea informația exactă e foarte importantă și dumneavoastră aveți un rol de asemenea important în a ajunge esențial în a prezenta informația corectă. Domnule Tereș, și dumneavoastră ați avut o serie de întâlniri cu românii din străinătate. Nu mai precizez că înainte de asta ați locuit 16 ani între românii plecați departe de casă. Care e pulsul? Care sunt problemele pe care le-ați constatat acolo? Pot confirma ceea ce spunea și colega Natalia cu privire la nevoile și așteptările, dorințele, aspirațiile celor care au plecat. Acum există într-adevăr
din acel grup de 10 milioane de români care sunt în afara granițelor, unii sunt din comunitățile istorice, chiar din jurul granițelor țării, unde situația este mai delicată pentru că avem, cum e și în Ucraina, de exemplu, problema cu predarea în limba română, din Republica Moldova, ceva comunități prin Bulgaria, Valea Timocului sau în Ungaria. Prin urmare, aici vorbim despre cu totul alte nevoi și aici sunt situații distincte. Vorbim strict despre românii care au plecat în căutarea unui trai mai bun. Aici să știți că sunt valuri de români, cel puțin cu i-am identificat eu din Statele Unite, pentru că am avut această discuție și în comunitatea acolo. Avem, în primul rând, ceea ce noi numim exilul. Cei plecați dinainte de 89, fugăriți de comuniști sau pur și simplu lăsați să plece la schimb pentru a renunța la cetățenia română, doar să scape sistemul comunist de ei. Aia deja sunt bunici acum. Mai greu dacă se vor întoarce. Poate așa, din când în când, în vacanță. Există după aia generația din 90 până prin 2000. Chiar atunci după, mă rog, cu CDR-ul, cu Iliescu, au fost oameni care, în momentul când s-au deschis granițele, au făcut tot posibilul să ajungă în vest. Oamenii aceia acum sunt undeva la 50-60 de ani, cam acolo. S-au împământenit foarte bine în societățile în care sunt. Poate spun, în momentul în care ies la pensie, vin înapoi în țară. Poate mai au o casă pe aici, pe acolo, mai au rudeni. Există apoi valul din care și eu am făcut parte. Din 2000, aș spune, până prin 2007, care deja ai terminat o facultate, ai avut oportunități de a merge la lucru sau la schimb de experiență în străinătate și ai rămas acolo. Prin urmare, grupul acesta, cel puțin din cum eu l-am identificat, nu vorbesc de studii sistematice aici, dar din doar observând, exact. S-au integrat foarte bine, au copii acolo, mulți încă n-au copii la școală și se gândesc oarecum poate m-ar bate gândul să vină înapoi în țară. Și există după aia cei plecați după integrarea României în Europeană, după 2007, unde vorbim deja de o migrație economică, pur și simplu. Mulți spun că e vorba despre mobilitate, că ai acest drept în interiorul Uniunii Europene să te duci oriunde. E adevărat, dar când vorbim deja de mase mari de oameni care s-au dus dintr-un loc în altul, poți vorbi aproape despre o migrație, cum a fost și în cazul nostru. Dacă ne uităm acum, deci grupul dintre toate aceste grupuri, grupul acesta care a plecat din România după 2007, are cea mai mare șansă să se întoarcă înapoi. Pentru că motivația pentru care au plecat din România au fost în primul rând motive economice. Aduceți-vă aminte în perioada președintelui Băsescu și a guvernului Boc, ceea ce spunea guvernul de atunci. Avem forță de muncă calificată, dar ieftină. E, vedeți, ieftinul ăsta i-a făcut pe mulți să spună, păi de ce dacă eu sunt calificat într-o muncă în România să primesc, nu știu, $300 sau €300 pe lună și pot să merg în vestul Europei să primesc 2.000-3.000 de euro, depinde, cum a fost și cazul medicilor. Și atunci, din păcate, această politică publică prost gândită a făcut ca mulți milioane de români, de fapt, să părăsească România în ultimii ani. Ei, acum, cu ceea ce actuala guvernare a făcut după 2016, prin ridicarea salariilor, prin mai ales la medici, de exemplu, salariul minim în construcții de 3.000 de lei, să știți că încet, încet, îi face pe mulți din cei care au plecat să spună nu numai că vreau să mă întorc, dar să se și întoarcă. Și am întâlnit persoane care s-au întors, care au dat ajuns în România, să folosesc diverse programe care există în momentul de față, fie pentru a-și face o afacere, fie pentru a porni ceva. Într-adevăr, cum, și fără să fi vorbit înainte, ceea ce am spus și în emisiunile anterioare, din discuția cu românii din afară, e necesară o corectă informare a celor din afară cu privire la ceea ce se întâmplă în România. Pentru că există enorm de multe oportunități care au apărut în ultimii 2 ani, despre care mulți români din afară nu cunosc. Și vă dădusem exemplu și am mai spus și public despre lucrul acesta, situația cu autostrăzile. Că noi avem aici o problemă cu autostrăzile și tot timpul insistăm. Asta e marea noastră durere. Știți? Am fost, de exemplu, cu ministru Cuc pe segmentul din Mureș al autostrăzii Transilvania și am văzut acolo niște asiatici care lucrau pe segmentul respectiv. Și l-am întrebat pe constructor, zic, câți oameni lucrează aici? Zice, 400. Câți aveți asiatici? 160-170, parcă a zis, din Vietnam și din Bangladesh. Cu cât îi... Nu, într-un moment întrebare. De ce nu angajați românii? Nu mai găsim în zona respectivă. Cu cât îi plătiți, zic, și erau camere la acolo, 1.400 de euro pe lună. Îi plătește, mă rog, nu direct pe asiatici, firma care aduce, dar le oferă asiaticilor cazare 3 mese pe zi. Zic, bun,
La întâlnirea ulterioară pe care le-am avut, am întrebat pe români, inclusiv pe cei din Spania. Zic, voi ați fi dispuși să veniți pentru un salariu? Hai să spunem că nu e 1400, cât mai trage taxe, nu știu ce dau, păi să fie 1000 de euro, să-ți asigure casă. Și ei au zis, unde, când, că acum vin. Pentru că dacă te uiți în Spania și să știți că am vorbit cu familii chiar și de aici din Sălaj, eram curios să știu, zic, dacă lucrează numai o persoană din casă, face suficiente mulți bani și să plătească chiria și mâncarea și nu știu ce cheltuieli mai sunt și să vă rămână bani, ci dacă numai o persoană lucrează, cu greu acoperi cheltuielile, nu să-ți mai rămână bani. Dacă lucrează doi, te mai descurci, dar unul... Și cu atât mai puțin să pună și exact. Deoparte, că până la urmă ăsta e scopul. Exact. Și atunci suntem în situația aceasta unde, ca urmare a unor politici publice implementate în România în ultimii 2 ani, a crescut economia, că vedeți toate statisticile arată un boom economic care există în momentul de față. Există o nevoie de forță de muncă în România calificată. Salariile încep să fie tot mai competitive cu cele din piața vestică, în timp ce avem în vest mulți români care au plecat în urmă cu ani din motive economice, care, dacă ar ști despre aceste oportunități care există acum în România, în fond și la urmă, libertatea lor, alegerea lor, dacă vor să se întoarcă sau nu. Dar eu cred că mulți s-ar întoarce, dacă ar ști mai bine despre lucrul acesta. Și aici cred că va fi unul dintre obiectivele, job-urile pe care le vom avea în Parlamentul European, ca pe lângă vizitele pe care le vom face în România, să stăm în mijlocul comunității, exact cum spunea și colega Natalia, să știm de aici, de la firul ierbii ce se întâmplă, să ținem legătura constant cu cei din diasporă pentru a le explica facilitățile și oportunitățile care există în România, rămânând la alegerea lor dacă doresc să se întoarcă sau nu. Pămâneați amândoi, la un moment dat, despre dublul standard. Există un fel de dublu standard și în ceea ce privește pe românii plecați? Ei sunt discriminați acolo în țările în care se află? Sunt priviți într-un anume fel pentru că sunt români? Sunt plătiți mai prost de angajatorul respectiv pentru că sunt români? Am întâlnit cazuri de abuz împotriva cetățenilor români și în acest sens, pe lângă atitudinea foarte importantă care va trebui luată de europarlamentari, de viitorii europarlamentari ai României după data de 26 mai, la nivelul guvernului, prin susținerea doamnei prim-ministru și a colegilor din guvern, am demarat o campanie națională privind stoparea traficului de persoane și a sclaviei moderne, fenomene, din păcate, tot mai des întâlnite. După prima etapă, prima campanie, în 2018, din datele furnizate de colegii de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, numărul celor care au fost abuzați a scăzut cu 40%, pentru că nu au mai plecat din țară fără a fi informați. Foarte important a te informa chiar și în momentul în care călătorești, pentru a nu fi supus acestor situații nefericite. Cei care călătoresc, cei care își aleg să studieze sau cei care își doresc să-și aleagă un loc de muncă, și aici foarte important în a se informa, pentru că primesc o anumită ofertă cu un loc de muncă și în momentul în care ajung în țara respectivă, semnează contractul într-o limbă pe care ei nu o cunosc și normal ar trebui să semneze contractul și în limba română. Apar alte clauze, salariile nu sunt cele negociate, condițiile de muncă nu sunt cele... Și e foarte greu apoi pentru autorități să intervină în vederea respectării drepturilor acestora. Deci vorbim de două lucruri foarte importante. Implicarea europarlamentarilor în respectarea drepturilor și, bineînțeles, românii trebuie să beneficieze de același standard, pentru că Europa are o singură viteză și așa este normal să fie. Suntem a 7-a țară ca putere în cele 28 de țări care compun Uniunea Europeană. 27 după ieșirea Marii Britanii. Și aici, pentru că vorbim de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, vreau să vă aduc la cunoștință demersurile din partea Guvernului României, Ministerul Afacerilor Externe, implicarea Ministrului Delegat pentru Afaceri Europene, dar și din partea Ministerului Românilor de Pretutindeni. Am avut foarte multe întâlniri cu comunitatea în Marea Britanie. Am fost însoțiți de ambasadorii Marii Britanii din România, deci echipă, fostul ambasador Paul Bramall și actualul ambasador Andrew Noble, persoane foarte implicate.
alături de ambasadorul României, de reprezentanții consulatelor din Marea Britanie, reprezentanții societății civile, Uniunea Studenților Români de Pretutindeni a avut o mare și are o mare implicare în diseminarea informațiilor, astfel încât cetățenii să nu fie afectați și drepturile acestora să fie respectate, așa cum și România dorește respectarea drepturilor cetățenilor britanici care au ales să trăiască, să muncească în România și care, să știți că nu sunt puțini, sunt chiar mulți. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Ce trebuie să știe alegătorii care mai au o săptămână și ceva până când sunt chemați la vot? Cel mai important lucru pe care alegătorii trebuie să știe este că pe data de 26 mai au loc alegeri europarlamentare, alegeri care vor trasa viitoarea direcție a Uniunii Europene pe cel puțin următorii 5 ani. Se vor dezbate chestiuni fundamentale cu privire la viitorul Uniunii Europene și relația dinamică pe care va exista între statele Uniunii Europene pe perioada ce va urma. Din acest motiv este imperativ pentru România să aibă în Parlamentul European patrioți adevărați, oameni adevărați, bărbați de stat, femei de stat, care să poată să stea drept în fața oricărui oficial străin și să pledeze pentru cauza României. Din păcate, am văzut în ultimii ani persoane care au fost, li s-a dat această încredere, această oportunitate din partea românilor de a le reprezenta interesele în Parlamentul European. Iar când au ajuns acolo, au pus România și românii pe ultimul loc. A fost mai important să se gândească cum votează grupul politic din care fac parte, ce spune un oficial străin, ignorând nevoile și dorințele și aspirațiile românilor. Echipa din care fac parte, echipa Partidului Social Democrat, este de departe cea mai pregătită echipă și mai mult cea mai puternică echipă care are capacitatea și a dovedit-o deja că poate sta drept în fața oficialilor străini și să pledeze pentru cauza României și a românilor. Domnule Intotero? Ardelenii sunt oameni hotărâți, indiferent că sunt în România, în Transilvania sau că ei se află pretutindeni în lume. Îi îndemn pe toți ardelenii, pe toți românii să participe la vot și să aibă încredere în echipa Partidului Social Democrat, așa cum s-a dovedit și până acum, ori de câte ori PSD a fost la guvernare, PSD a reparat ceea ce partidele de dreapta au distrus. Pentru viitoarea construcție europeană e foarte important ca Uniunea Europeană să fie la conducere socialiștii, partidele de stânga, și e foarte importantă continuitatea și în România. Așa că vă așteptăm cu toții la vot în data de 26 mai și am încredere pentru că știu că dumneavoastră veți ști ce să alegeți. Domnul ministru Natalia Intotero, domnule Cristian Tereș, mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție. Seară bună tuturor! Se naște o nouă zi în România. Este un nou început plin de speranță. Azi, copiii sunt mai fericiți pentru că merg la școli și grădinițe proaspăt renovate. Profesorii primesc salarii mai mari. Sunt mai dedicați și mai hotărâți ca niciodată să ofere copiilor noștri o educație mai bună. Azi, medicii se întorc acasă să ofere românilor cele mai bune tratamente, pentru că salariile lor s-au dublat. Astăzi, subvențiile pentru agricultură se dau la timp. Avem 8 miliarde de euro de la Fondul European de Garantare Agricolă. Azi au fost reabilitați 1600 de kilometri de canale de irigații, iar suprafața irigabilă a României va ajunge în curând la 2 milioane de hectare. Astăzi, sute de mii de pensionari au șansa unei vieți mai bune pentru că pensiile lor au crescut. Astăzi se nasc noi afaceri în urma proiectului Startup Nation. Și fiecare dintre aceste afaceri ajută economia românească să crească. Astăzi, mii de cupluri încep o nouă viață pentru că au încredere în ziua de mâine, pentru că au un loc de muncă stabil și primesc salarii decente. Azi creștem și suntem mai puternici în Europa. Astăzi e o nouă zi pentru România. Să fim mândri că suntem români.
zi în care românii aleg să trimită la Bruxelles patrioți care să le susțină cauza și să le spună povestea.